Așa, scumpa mea, trebuie să mergi la baie și să folosești toaleta. Toaleta? Nu! Urăsc toaleta! N-ai de ales, scumpa mea, nu te mai prosti. Stai, stai, stai! Nu plânge! Nu, nu, nu! Trebuie să pot face ceva ca să nu mai fie supărată! Stai puțin, are un popit! Scumpo, împrumut și eu ăsta puțin. O să decupez unul dintre cercurile de silicon și o să lipesc mai multe pe colac. Dar nu mă opresc aici, o să le lipesc și pe capac. O să umplu tot spațiul disponibil dacă pot. O să le lipesc și pe rezervor. Wow! Uite cum e toaleta! Parcă ar fi un popit! Ador toaleta! Super! Acum îmi place mult toaleta, e cea mai tare! Pop, 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 pop! Plios! Bravo, scumpa mea! Oh, acum o să te las singură! Dă drumul! Trebuie să faci treaba mare, scumpă! Bine! Ce-a fost aia? Hei, de dacă! Pune-te iar pe toaletă! Nu-i corect! Stai! Nu iar! Pot să te ajut cu ceva? Nu putem să tot facem asta! Te las să te gândești! Pe curând! Trebuie să pot face ceva! Ah, știu! Nu mănâncă așa ceva! Mai bine mă joc cu chestia asta! Esi, uite ce am eu! Îți e foame, domnule Flamingo? Poftim! Oh, îți place! Oh, chiar mănâncă! Dar trebuie să meargă la toaletă! Nu se poate! Trebuie să văd asta! Chiar face caca? Fă-te comod! Gata, fă ce trebuie! Oh, chiar aveai nevoie? Încă faci, a? Wow, face caca! Vreau și eu să fac caca! Ce fetiță cu minte! Poți să pleci, o să fie ok! Suntem doar noi doi, domnule Flamingo! Ce fată isteață! Ce-ai mâncat? Mă ustură ochii! Nu mă simt bine. Scumpa mea, te simți rău în continuare? Da. Ok, păi ți-am adus ceva care să te ajute să te simți mai bine. Ce e ăla? E sirop de tuse? Nu, siropul de tuse e grețos. Nu vreau. Oh, Olivia, dar o să te ajute să te simți mai bine. Tati, mi s-a terminat tot sucul. Mai vreau. Da, bine, îți mai aduc niște suc. Ia stai puțin. Paharul ăsta cu pai, siropul de tuse. Cred că am o idee genială. Ia să vedem. În regulă, i-am luat paharul. O să-i scot capacul. Am siropul aici. O să deschid sticla. O să o bag în pahar așa. Încape perfect. Și apoi pot pune capacul și paiul la loc. Ok, cred că o să funcționeze. Ia să încerc. Scumpa mea, m-am întors și ți-am adus ceva de băut. Super, mi-e și sete. Vai de mine, îl bea, funcționează. Hei, tati, acum mă simt mult mai bine. Super, mi-a trecut. Mersi, tati. Oh, mă bucur că te simți mai bine, Olivia. Hai să ne jucăm, haide, joacă-te cu mine, tati. Oh, scumpo, poate te poți juca fără atât agitație. Hai să ne jucăm de fața scuselea. Stai, cărți! Nu, nu-mi plac cărțile, ia-le de aici. Poate n-a fost o idee bună totuși. Ia-le că sunt copacul. Acum o să mă duc încolo și apoi încoace. Și copacul ăsta trebuie să cadă. Bum! Viața mea e un coșmar. N-am pic de liniște în casă. Oh, wow! Ia uite! Ce idee genială și amuzantă! Bună, tati! Am venit de la școală! Oh, nu, mi-e foame! Îmi ghiorțuie burta! Face mult comod! Tati! Ah, corect! Dă-ți jos rucsacul și așează-te la masă! Ia și bavețica asta ca să nu te murdărești! Ok, uite și farfuriile! Eu o să mă apuc de gătit! Am un castravete pe care o să-l tai felii! Fix așa! Tati, nu tai bine! Oprește-te! Ah, ok, îmi pare rău! Uite, acum o să-l tai mai bine! Oh, nu! Am pierdut castravetele! A dispărut! La naiba! Stai puțin, știu ce pot să fac! O să dau un telefon! Tata, e foarte foame! Durează prea mult! Stai liniștită! Ha, a ajuns comanda! Da! Uite ce răzătoare mandolină șmecheră! O să-mi fac imediat treaba cu ea! O să termin de feliat castravetele ăsta! O să-l bag în răzătoare și apoi o să apăs pe mâneri ca să se felieze! Uite ce felii! Acum urmează morcovii, îi tai mărunt! Oh, și frunza asta de salată? Poftim, Lizzie!
Super! În sfârșit! Sunt gata de masă! Am și furculiță! Oh, ce mult îmi plac castraveții! Mai ales dacă sunt feliați! E foarte bun! Mersi, tata! Iu, ce ușurare! Și mă bucur că ești fericită, scumpa mea! Hai! Dați-i drumul! Acum sau niciodată! Victorie! Ah, dă-te la o parte, mamă! Uhu, super! Scuze, vorbește mai tare, e mult zgomot aici! Mamă, mă uit la meci! Ah, ce enervantă e! Ce faci? Sunt ocupată! Trebuie să ai grijă de ele! Uite biberoanele! Glumești! Vin imediat! Mama, vino înapoi! Mersi, mamă! Ce faci? Am rămas singure! Ce drăguță ești! Și tu ești super drăguță? Da, știu! De ce plângi? E îngrozitor! Ce mă fac? La 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 la! Vă rog, nu mai plângeți! Serios, opriți-vă! Oh, nu! V-am prins! Ce idee proastă! Hai, că nu e chiar așa de rău! Nu vreți niște lapte? Delicios! Vreau! E mai greu decât credeam! Puțin mai aproape? Aici! Am încercat! Stai! Fix de asta am nevoie! Stați așa! Trebuia să mă fi gândit la asta mai devreme! Ce bine arată! Ok, mi-am pregătit casca și laptele! Să trecem la treabă! Super! Poftă bună! Ce ușor e! Sper să adormă rapid! Trebuie să mă odihnesc! Mi s-a făcut somn! Ce drăguț! Te-ai descurcat de minune! O să te mai las să ai grijă de ele și altă dată! Wow, ce sesiune de cumpărături! Am cumpărat atât de multe! Ți se face sete când cheltuiești atât? Haide, mai vreau să beau ceva! Cât pe ce? Iu, am reușit! E atât de enervant! Se pare că ai nevoie de un pic de ajutor! Tu de unde ai apărut? Ia uite! Hai, nu e gratis! Ce zici de asta? A fost o plăcere să fac afaceri cu tine! Cât de palpitant! Unde ai dispărut? Cui pasă? Ok, hai să testăm chestia asta! O să deschid și o să-mi aprinde bluză! A trebuit să-mi adun lucrurile! Wow, chiar am cumpărat multe! Și sucul meu poate să stea în suportul de băuturi! Mult mai bine! Ok, pot să fac! O să pierzi, Cheryl? Da, am mai auzit asta! Ia uite ce de jucării și gadgeturi! Le vreau pe toate! Sunt ale mele! Pe locuri, fiți gata? Start! E greu! Am câștigat? Nu știu! Gătitul e atât de relaxant! E timpul să ne distrăm, mițel! Mama e o țintă ușoară! Mă pregătesc, țintesc și foc! Ce-i aia? O bomboană? De unde a apărut? Ce ciudat! Poate să meargă rețetă! Nu bănuiește nimic! Ăsta o să sperie! O să fie atât de amuzant! Ești gata să zbori, micuțule? Ce? Bleah, ce scârbos! Dar intră acolo! Nu se poate! O să iasă ceva delicios! Unde-i crema de ciocolată? Preferata mea! Uită-te la ea! Delicioasă! E așa de bună! Mai multă! Ok, ce urmează? Bună, mamă! Lasă-mă să te ajut!
Jared, nu! Băieții tot băieți rămân. A, ce-i asta? Serios, Jared? A, asta arată bine. Termină! Vorbesc serios! Respiră! Nu te enerva! Nu, nu pot! Termină! Ai ciocolată pe toată fața! Trebuie să o curățăm! Stai! Mi-a venit o altă idee! Știu ce să fac! Am nevoie de fața asta de masă! Hei, a fost șmecheră treaba! O să înfășor fața de masă în jurul mesei. Apoi o să o leg. Cred că e ok. Trebuie să-l chem pe Jared. Ah, scumpule! Da? Ce e? Oh, wow, mamă! E ca o cameră secretă! E așa comod aici! Măcar e liniștit acum. În sfârșit pot să termin să gătesc. Doarme ca un bebeluș. Ești gata de spectacol? Bună, Mickey! Bună, Dolly! Oh, nu! Un dinozaur! Wow, ce intenție! Ha? Mami, trebuie să mă schimb! Miroase de aici! Oh, ce urât! Ups! Trebuie să înveți să folosești ulița, ca o fetiță mare! Fii atentă! Wow, câtă presiune! Apoi faci la oliță! E foarte simplu! Hai, încearcă! Acum? Ok, hai! Yuhu! Uite ce pălărie am! Eram sigură că o să facă asta! Nu, trebuie să te așezi pe ea! Mickey, oprește-te! Dicăluțule! Ce ciudat! Așa! Acolo trebuie să-ți faci nevoile, nu băga în gură! Ce rea ești! Nu, nu, nu plânge! Ce prostie! Nu vreau să renunț la scutece! Stai puțin! Dă-l încoace! O să pun scutecul în oliță! Și poți folosi în continuare scutecul! Oh, sună bine! Hai, încearcă! Funcționează! Nu te uita la mine! Wow, am reușit! Bravo, ce fată cu minte! Oh, ce mult e! Hai să-l aruncăm la gunoi! Repede! Am reușit, mami! Da, scumpa mea! Oh, Mickey! Trebuie să merg iar la baie! Sigur că da! Ce jenant! Nu o să trec niciodată peste faza asta! Vai de mine! Arată absolut delicios! Super! Vreau și eu una! Pa! Ia să vedem! Nu știu dacă sunt de acord cu articolul ăsta! Biscuiți! Da, are dreptate pe aici pe acolo! Cred că trebuie să mă mai documentez puțin! Stai așa! Unde au dispărut toți biscuiții mei? Bolul e complet gol! Olivia! Bună, tati! Mi-am mâncat toate gustările! Ok, mi-am ascuns gustările sub perna asta! Sunt singur în cameră! Pot să mănânc liniștit! Abia așteptam să mănânc asta! Îmi plac foarte mult pufuleții cu brânză! Sunt delicioși! O să pornesc și filmul! Vreau să văd finalul! Bună, tati! Oh, pufuleți cu brânză! Dă-mi și mie! Pa, tati! Oh, nu am deloc parte de liniște aici! Nu mai suport! Trebuie să rezolv cumva situația! În regulă! Cred că pot face ceva! Am capacul ăsta de oală! O să-l pun invers peste bolul cu pufuleți! Acum am nevoie de ceva ce nu-i place! Niște brocoli e perfect! O să așez buchețelele astea peste capac! Acoperă complet pufuleții cu brânză! Nu-i poate vedea nimeni! Mai am nevoie de puțin brocoli aici și aici! Perfect! Acum pot reveni la film! Ah, sunt sigur că o să fie o metodă de succes! Tati! Îmi mai dai niște pufuleți, te rog? Stai! Ce e asta? Brocoli? Ce grețos! Stai! Nu vrei o gustare de la mine? Nu! Că... Ha, a funcționat perfect! Uite ce repede fuge!
Ce grețos! Nu voiam să mănânc brocoli, de fapt. De fapt, voiam să mănânc pufuleți. Exact! Hai la tata! E timpul pentru ceva bun! Ah, meritam așa ceva! Am muncit prea mult! O să-mi pun casa fix aici! Trebuie să-mi aduc mașinuțele! Bună, Noa! Pare distractiv! Hei, mami! Vrei să ne jucăm? Sigur că da! O să mă așez aici! Nu, mami! Casa mea! Ups! N-a sunat bine deloc! Nu! A fost un accident, dar pot să repar! Sper! Oh, aș putea folosi stiloul ăsta 3D! Trebuie să faci urgent niște reparații casnice? Îți arătăm ce și cum! Pornește de la un desen cu o casă! Apoi umple-i conturul cu un stilou 3D! Desenul va funcționa pe post de șablon! Trasează linii lungi cu stiloul peste tot acoperișul! Trasează liniile una lângă alta, fără a lăsa spații goale! După aceea, fă ușa! Și orice casă are nevoie de ferestre! Nu uita, nu depăși liniile! Acum e timpul să faci pereții! Folosește altă culoare de cerneală 3D! Desenează în jurul ferestrelor și a ușii! Apoi dă la o parte foaia de hârtie! E timpul să construiești casa, dar nu ai nevoie de ciment! Lipește elementele între ele cu stiloul 3D! Asigură-te că ai 4 pereți! Nu vrem să se dărâme! După ce ai construit pereții, îndreaptă casa. Lipește și laturile acoperișului, iar apoi pune-l peste casă. O nouă casă! Uite, Noa, am ceva pentru tine! O casă nouă? Ai și o grădină! Stai! Trebuie să-mi aduc păpușica! Ce fericită pare! Cred că îi place! Ce miros proaspăt are castravetel ăsta! O să-l tai pentru salată! Hei, bună, tati! Tata! Tata! Ce e, Lizzie? M-am plictisit! Vrei să te joci cu mine și cu monstrul meu? Scumpa mea, cum fac o salată? Nu mă pot juca cu tine! Tati, tati! Hai să desenăm ceva împreună! Am hârtie! Lizzie, tai legumele astea pentru o salată! Sunt ocupat! Tati, tati! Uite, te-am desenat, vezi? Scumpa mea, e un desen foarte frumos, dar tati e foarte ocupat! Ce rău e, tati! O să-i pare foarte rău! Tati e un rău! Lasă-mă să termin salata asta, bine? Nu e bine deloc! Ți-am luat roșiile! Scumpo! Serios? Am nevoie de ele! Scumpo, oprește-te! Nu m-a prins! Sunt prea rapidă! Dă-mi-le înapoi! Scumpa mea, nu mă pot juca acum! Dar fii atentă! Dacă vrei să faci ceva, mănâncă o gustare sănătoasă! Da, bine! Dar nu vreau să mănânc și coaja! E prea tare! Nu-l pot descoji! Am nevoie de ajutor! Ah, un cuțit! Stai! Dacă e prea mic... Hei! Uite, un cuțit și mai mare! Nu, tot e prea mic! Oh, de ăsta am nevoie! Ce topor uriaș! Am nevoie de toporul ăla! Hai, vină încoace, toporule! Nu! Stai așa! Oprește-te! Fiu! Scumpa mea, nu ai nevoie de un topor? Exagerezi! Fii atentă! O să-ți arăt cum funcționează! O să mai iau un măr! Acum o să încep să rotesc mânerul și aparatul o să descojească mărul! O să învârtă mărul complet până când elimină toată coaja! Gata! Ce bine arată! Cred că o să iau o gură! Wow! Vreau și eu aparatul de descojit mere! Sigur! Poftim! Distracție plăcută! Curățesc mărul cum vrei! Super! O să învârte mâner! Uite! Uite! Îmi descojește mărul! A dispărut toată coaja! Mersi mult, tati! Cu mare plăcere! Poți să-l mănânci pe tot dacă vrei? Vrei să gușii din salata mea? Ok, nu-i bai! Tati! Pot să spăl vasele cu detergentul ăsta? Vrei să speli vasele? Sigur, detergentul ăla e perfect! Ce de detergent! Face spumă și alunecă! Face cam mult zgomot spălând vasele! Ia să verific ce face! Oh, ce mizerie a făcut! Nu vrei să folosești buretele ăsta în loc de degete? Nu! Bureții sunt plictisitori! Mâinile sunt distractive! Vezi? Totul e curat, chiar și degetele mele! Stai puțin! Cred că tocmai am descoperit o soluție extraordinară! Ok, am nevoie de buretele ăsta, evident, pe care o să-l desfac!
Am nevoie de partea aspră și verde. O să folosesc o foarfecă și o să tai partea asta în fâșii. Așa. Apoi am nevoie de mănuși de cauciuc și de niște lipici. O să pun lipici peste fiecare deget al mănușii de cauciuc, dar și pe palma mănușii. Acum pot lipi în palmă buretele galben apăsându-l peste lipici. Apoi lipesc la fel fâșiile verzi pe fiecare deget. Gata! Am obținut o pereche deosebită de mănuși de spălat vasele. Olivia, uite ce ți-am făcut! Mănuși deosebite de spălat vasele. Oh, îmi plac lucrurile deosebite. Dă-le încoace. Pune-mi-le pe mână. Oh, ce distractive sunt, îmi plac foarte mult. Am și eu una. Acum hai să terminăm de spălat vasele. Stai să-ți pun niște detergent de vase pe buretele din palmă. Așa, ești gata? Hai să curățăm lună vasele astea. Wow, uite ce rapid spălăm vasele. Gata, am terminat de spălat toate vasele. Bravo, bate palma. Ah, nu așa. Ah, nu mai contează. Voiam să spun că am făcut treabă bună împreună. Oh, nu! Am spart cana! Acum iar am ceva de curățat! Ce zi relaxantă! Wow, scumpule! Ce talentat ești! Mersi, mami! Ups, am ratat un loc! Oare ce gust are galbenul? O să o gust rapid! Nu! Dă-o încoace! Ce rea ești! Era cât pe ce! Nu-mi vine să cred că voia să guste culorile! Cred că am o idee! Mai întâi am nevoie de o tavă de brioșe. O să adaug frișcă în fiecare spațiu. Trebuia să mă fi gândit mai devreme la asta. Mai am puțin. Acum trebuie să adaug colorant alimentar. O să adaug câte puțin peste fiecare porție de frișcă. O să folosesc culori diferite. Asta e ultima! O să le amestec cu un bețișor de înghețată. Trebuie să mă asigur că tot amestecul s-a omogenizat. Ce bine arată culorile astea! Sunt foarte intense! Parcă ar fi culori acrilice! Sigur o să-i placă lui Noah! Cred că sunt gata! Noah, ia uite! Poftim, pensula! Mersi, mami! Ce bine arată albastrul! E și comestibil! Serios? Hai, încearcă-l! Ce bun e! Oare ce gust are portocaliul? Încearcă-l! Cred că o să-ți placă! Ai dreptate! E bun! Știam că o să-ți placă, micul meu artist! Da, sunt cel mai tare la jocul ăsta! Nu cred, iar am pierdut! Trebuie să o iau de la capăt! De data asta sigur nu mai pierd! Bentiță, mănuși și căști! Sigur o să câștig! Ok, ia să vedem! Da, sunt cel mai tare! Câștig! Ia de aici și de aici! Da, am ajuns la ultimul nivel! E foarte greu! Yeah! Da, am câștigat! Eram sigur, clar, sunt cel mai tare! Hei, stai puțin, ce scrie pe ecran? Am pierdut, dar... Vai de mine, Jared, ce e? Ce-ai pățit? Te-ai lovit? Am pierdut, vezi? La joc? Păi, nu vrei să te joci mai bine cu asta? Nu vreau înghețata asta de jucărie! Vai, oare cum îl pot ajuta? Apropo de înghețata de jucărie, cred că mi-a venit o idee! Scumpule, dă puțin jocul, te rog! Stai așa, vin imediat! Am cercul ăsta de spumă cauciucată! O să-l pliez așa și o să-l prind așa de husă! O să am nevoie de baloanele astea dezumflate și de mingea asta moale! Arată adorabil! O să le lipesc și pe ele de husa telefonului! Gata! Jared, ți-am adus telefonul înapoi și am o surpriză pentru tine! Ok, dacă spui tu! Wow, ce-s astea de pe husă? Ce tare! Mersi, mama! Ești cea mai tare! Ia uite! Ăsta verde are un coș! O să-i stor coșul! Wow! Mersi, mama! Nu cred că trebuia să faci asta! Distracție plăcută, scumpule! Mami se culcă la loc! Domnul peștișor s-a întâlnit cu domnul rățoi! Woohoo! E bine! Jared, scumpule, uite ce dezastru e aici! Trebuie să faci curat! Nu poți să mă obligi! Jared! Vreau să desenez!
Niciuna dintre astea nu e carioca potrivită. Te rog! Ce rost mai are? Aha, asta e! Acum pot să desenez! Asta o să fie capodopera mea! Wow! A ieșit mai bine decât mă așteptam! Uite, mami! E chiar reușit desenul! Bravo! Ce mă fac? Stai puțin! Gata! Știu ce să fac! Trebuie să dau un telefon rapid! Alo? Da, aș vrea să fac o comandă! O bandă cu ventuze! Exact! Mulțumesc! Mersi! La revedere! Acum așteptăm! Ah, vine! Ce prindere reușită! Și un serviciu excelent! Ah, e fix ce-mi trebuia! Asta o să-l ajute pe Jared să-și mențină camera curată și se va și distra un pic! O să o adore! Jared, am ceva pentru tine! Ha? Mersi! Ce e asta? Vezi jucăriile astea? O poți folosi ca să le apuci! Încearcă! Ca o caracatiță! Așa! Am reușit! A fost grozav! Vin aici! Mă simt ca un supererou! Băi, fi caracatiță! Nu, sună prostesc! Omul caracatiță! Gata, mamă! Am nevoie de o manicură! Ha? Ah, ce băiat cu minte! Sunt impresionată! Asta e noua mea jucărie preferată! Și a mea! Meriți o gustare! Wow! Mersi, mamă! Omul caracatiță lovește din nou! Delicioasă! Asta e cea mai tare chestie! Trebuia să mă fi gândit la asta mai devreme! Pac, pac! Oh, nu! Un dinozaur! Apciu! Apciu! Oh, nu! Vin imediat! Apciu! Vai, băiețelul meu! Ești bine, scumpule? Ce ai pățit, puiule? Mă simt rău, mami! Hai să te încălzim puțin! Așa, asta o să te ajute! Trebuie să iei niște sirop! O să te ajute să te simți mai bine! Gura mare! Nu! Nu vreau! Trebuie să-l iei! Dragule, fă ceva! Știu! Ia, cădeau asta mai bine! Ha! Te-am păcălit! Ți-o dau dacă bei siropul! Haide! Nu funcționează! Nu vreau sirop! Ce situație dificilă! Stai! Am o idee! Sucul meu! Nu-i putem da suc! Fii atentă! Dai o doză goală de suc! Ai grijă la degete! E suficient de mare! Pliază aluminiul, apoi bagă sticluța de sirop în doza de suc. Apoi o să bag un pai în sticluță. Și o să închid doza. E o idee bună, nu crezi? Nu e suc înăuntru? Ce șmecherie! Hei, Noa, vrei niște suc? Da, te rog. Ce bun e! Ce băiat cu minte! Acum o să te simți mai bine! Ai auzit, puiule? Wow! Ce suc bun! Nu mă mai simt rău! Oh, e timpul să ne distrăm! Cred că ai nevoie de un look nou, Sofia! Stai liniștită, știu ce fac! O să-ți placă la nebunie! Arăți uimitor! Hei, Sofia, trezește-te! Ha? Ce? Părul meu! Ce-ai făcut? Nu-ți place? Ce se întâmplă aici? Uite ce-a făcut! Stai liniștit, o să-ți crească la loc! Cheryl, nu poți face asta! Nu e frumos, sora ta e supărată! Știu, am soluția perfectă! Poți să iei chestia asta! Mersi! Cu plăcere, scumpo! O să mă joc cu asta! Și eu o să trag un pui de somn! Wow, cât de palpitant! O să-l scot pe micuțul ăsta! O să pun plastilina aici! Cred că sunt gata! Și acum o să trag de manetă! Wow, îi crește părul! E uimitor!
Ce amuzant arată! Wow, îl ador! Acum o să te tund! Arată bine! Trebuie să tundem și partea asta. Poate că ar trebui să folosim aparatul de ras. Mult mai bine! Da, ești chel! Mi-a venit o idee! O să am nevoie de o farfecă adevărată! Nu te mișca, Bonnie! Nu!